Imaginile triste ce le-am urmărit cu toții în ultimul timp reflectă starea dezastruoasă în care au ajuns agricultorii noștri. Ori, o guvernare grijulie nu admitea niciodată să se piardă la pământ sau la margini de șosele tone de fructe. De asemenea, o guvernare grijulie nu avea să admită înțelegeri de cartel prin care să favorizeze businessul de familie al unui înalt demnitar de stat. Nu avea să admită monopolurile și nici bătaie de joc față de oameni ce muncesc pe acest pământ. Oare acest măr, el trebuie să se piardă pe marginea câmpului, pe marginea drumului și să ajungă la copii în școli, în grădinițe, în alte instituții de stat pentru alimentare? El nu poate fi exportat din cauza că noi nu avem relații economice stabile nici cu Estul, nici cu Vestul. Aceleași nuci, cum se poate timp de un an de zile să scadă prețul de două ori? În Republica Moldova, agricultura a devenit cenușăreasă guvernului. Din cauza incompetenței și intereselor de cartel din acest domeniu, agricultorii din Republica Moldova suferă. An de an pierderi și se simt discriminați față de alte sectoare ale economiei. Agricultorul de la țară vrem să-l susținem, că el se află într-o stare destul de grea. Este lipsit de piață de desfacere a produsului agricol. Vreau să vă spun că este o durere mai pomenită. Țara noastră este o țară agrară. Mă adresez într-adevăr politicienilor, mă adresez Ministerului Agriculturii, domnilor. Cum de nu vă este rușine să primiți salariile care le aveți și să nu vă doară, absolut să nu vă doară inima, sufletul pentru munca țăranului nostru care ude, stropește dealurile cu propria lor sudoare? Au luat, au zâmbit, sunt bucuroși oamenii că putem cu ceva măcar să susținem producătorii.